Bună ziua! Bine ați revenit la webinarele pentru formarea, dezvoltarea și evaluarea competențelor prevăzute în programa școlară și în programa de evaluare pentru limba și literatura română. Numele meu este Ștefania Ciobanu, sunt profesor doctor de limba și literatura română la Colegiul Național Spiru Haret din București. În cadrul acestui webinar vom analiza în continuare, așa cum am făcut în webinarul anterior, competența de lectură, prezentând însă nivelurile de complexitate pe care le presupun competențele specifice și itemii din modelul de evaluare națională. Vom găsi răspunsurile în cadrul acestui webinar la întrebările ce presupune fiecare dintre competențele specifice, care sunt etapele formării competenței, cum transformăm competența în obiective și sarcini de evaluare. Pentru început, să observăm care este nivelul de formare a competenței cu care vine elevul la clasa a 5-a. PIRLS este un tip de evaluare internațională, asemenea PISA, dar în cadrul căreia elevul este evaluat în clasa a 4-a la citire. Proba este alcătuită din două sesiuni, a câte 40 de minute fiecare, în care elevii trebuie să citească textele date și să răspundă la întrebările care vizează comprehensiunea acestora. Itemii pot fi atât obiectivi, de tip alegere multiplă, cât și semi-obiectivi, elevii având la dispoziție un spațiu limitat pentru a putea completa răspunsul. Procesele cognitive evaluate sunt diverse, de la comprehensiune la evaluarea informațiilor, de la identificarea unor informații explicit prezentate în text, la realizarea unor inferențe de tip cauză-efect, așa cum apare, spre exemplu, în următorul item, în care elevului îi se cere să descrie diferitele sentimente pe care Lutul, personajul povestirii, le-a avut de la începutul la sfârșitul acesteia. Trebuie să explice de ce aceste sentimente s-au schimbat. Sau, un alt exemplu. Fetița este o persoană importantă în această povestire. Explică de ce este ea importantă pentru ceea ce s-a întâmplat. Sau, la identificarea scopului comunicării, elevul trebuie să răspundă la întrebarea care este mesajul principal al acestei povestiri. Cu patru variante de răspuns din care elevul trebuie să aleagă. Spre exemplu, A. Oamenii sunt ușor de modelat și de format, precum lutul. B. Există multă nefericire în lume. C. Ești mai fericit când faci ceva cu folos. D. Olăria este cea mai bună cale de a face bine în lume. Sau, un alt exemplu vizând textul non-literar de data aceasta. În acest articol sunt două moduri diferite de a prezenta, de a afla despre Antarctica. Prezentarea Antarcticii și o scrisoare din Antarctica. Pe care dintre aceste tipuri de informație îl găsești mai interesant și de ce? Răspunsul acceptabil demonstrează înțelegerea tipului de informații prezentate în cel puțin unul dintre cele două texte. Elevul trebuie să ofere o opinie despre care text i s-a părut mai interesant. Pe lângă aceasta, răspunsul include o explicație care descrie exact unele elemente de conținut, de limbaj, de format sau de ton, a cel puțin uneia dintre texte. Un exemplu de formulare a unui răspuns acceptabil. Prezentarea Antarcticii pentru că îți povestește mai multe fapte. Sau, scrisoarea este mai interesantă pentru că simt că este ca și cum ar vorbi cu mine. Sau, scrisoarea Sarei, pentru că te face să înțelegi cum este într-adevăr să fii acolo. Prezentarea Antarcticii nu-ți spune cum te simți sau ce este acolo de mâncare. Răspunsul inacceptabil nu demonstrează în niciun fel înțelegerea tipului de informații prezentat în oricare dintre texte. Răspunsul poate sau nu să ofere o opinie despre care text este mai interesant. Nu este oferită nicio informație care să descrie exact unele elemente de conținut, de limbaj, format sau ton al niciunia dintre texte. Poate include doar o afirmație generală, vagă sau inexactă despre unul sau ambele texte. Spre exemplu, răspuns inacceptabil este unul dintre acestea. Primul este mai interesant pentru că e mai lung. Cred că scrisoarea este mult mai interesantă decât cealaltă.
La aceste exerciții, răspunsul elevilor români se află cu mai puțin peste media internațională de 47%. Spre exemplu, la itemul 1, în care îi se cerea să se poziționeze Antarctica, 74,5% dintre elevii români au răspuns corect, iar la itemul 11, 49%. De ce este important să analizăm PIRLS când ne pregătim pentru clasa 8-a? Pentru a identifica nivelul de formare și de dezvoltare a competențelor pe care elevul trebuie să le atingă, pentru a cunoaște de ce anume este capabil elevul din punct de vedere cognitiv. În acest sens, este important să observăm că la sfârșitul clasei a patra, elevii trebuie să citească, să înțeleagă și să evalueze informațiile din două sau mai multe texte, însumând aproximativ 1200 de cuvinte, în 80 de minute, răspunzând la 24 de cerințe. Ce facem cu acest potențial al elevilor? Întrucât la testările PISA, elevul trebuie să răspundă unor cerințe cu grad de dificultate mai mare, să citească texte mai complexe și mai multe. Să analizăm pe rând competențele de lectură prevăzute în programele școlare. Competența 1.1 presupune identificarea informațiilor importante a temei, a ideilor principale și secundare din texte literare și non-literare, continue, discontinue și multimodale. Conținuturile asociate acestei competențe sunt cuvinte cheie, idee principală, idee secundară, temă, planul simplu de idei, planul dezvoltat de idei. Observăm legătura strânsă între aspectele menționate în competență, între ce trebuie să știe să facă elevul și conținuturile asociate. Ce trebuie să știe elevul? În fapt, competența indică ce conținuturi și ce trebuie să știe elevul. Cum se regăsesc acestea în item sau cum se pot transforma competențele în obiective de evaluare, respectiv în sarcini de evaluare? De cele mai multe ori, substantivul utilizat în formularea competenței arată nivelul cognitiv, dar ne poate ajuta și ca sarcină de lucru. Spre exemplu, identifică două cuvinte cheie din textul dat. Verbul ne ajută să corelăm ce face elevul cu ce știe elevul. La aceasta se adaugă și aspectul cantitativ. Cât anume trebuie să realizeze elevul pentru a rezolva corect sarcina. Este bine să le atragem elevilor atenția că nu orice cuvânt din text poate fi cuvânt cheie, la fel cum nici orice cuvânt cheie nu trebuie să se regăsească explicit în textul dat. Însă acesta se va afla în strictă legătură cu tema textului și cu semnificațiile acestuia. Spre exemplu, în poezia lui Nicolae Labiș, Bătrânul pădurar, nu se regăsește sintagma Arca lui Noe, dar ea poate fi încadrată în rândul cuvintelor cheie cu trimitere la interpretările textului. În ceea ce privește tema, elevului îi se poate cere să precizeze, să identifice, să noteze, să menționeze tema. Elevul este familiarizat, desigur, din clasa a 5-a cu demersul pe care îl presupune acest lucru. Identificarea informațiilor importante, gruparea cuvintelor în funcție de câmpul lexical, înțelegerea textului și apoi realizarea abstractizării prin identificarea aspectului celui mai general din text. Luând un exemplu, în textul Fram, Ursul Polar, tema identificată de elev ar putea fi cunoașterea sau lectura sau iubirea, întrucât din iubire și din dorul pe care îl are față de Fram, băiatul se apucă de citit și de cercetarea zonelor polare. Și analiza tranzacțională, modelul dezvoltării personale, acceptă această posibilitate în acord cu semnificațiile textului. Astfel, competența de a identifica tema unui fragment sau a unei opere literare sau non-literare presupune și posibilitatea de a reface drumul invers rezolvării cerinței, care, din perspectiva structurii textuale, se traduce într-un tipar argumentativ de motivare, de justificare a opțiunii sale. Dacă elevul poate să identifice tema, el poate și să motiveze de ce consideră că tema este aceasta. Evident, dacă alegerea se face în cunoștință de cauză, ca urmare a înțelegerii textului și nu prin aplicarea unui șablon sau nu se face mecanic. Competența 1.2 vizează corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare și non-literare,
continue, discontinue și multimodale. Conținutul asociat acesteia reprezintă inferențele, relațiile cauză-efect sau problemă-soluție, predicțiile. Elevul demonstrează că are competența atunci când reflectează asupra limbajului textului literar sau non-literar, sau când interpretează limbajul figurat, când susține un punct de vedere sau o opinie asupra unui aspect identificat în text, sau când prezintă mesajul textului ori semnificația globală. Competența 1.3 vizează recunoașterea modurilor în care sunt organizate informațiile în texte literare și non-literare, continue, discontinue și multimodale. Conținutul asociat acesteia este, desigur, reflecții asupra structurii textelor de tip epic, liric și dramatic. Se naște firesc întrebarea, cât de specializat trebuie să fie limbajul elevilor atunci când analizează structura unui text și ce presupune aceasta? Având în vedere faptul că în programă nu apare precizată nicio noțiune de teorie literară, elevul nu trebuie să le denumească. De pildă, un text narrativ în care evenimentele nu sunt relatate în ordinea desfășurărilor, ci anacronic, pornind de la punctul culminant, sau un text în care sunt evocate evenimente din trecut, este important ca, în primul rând, elevul să identifice planurile, prezentul și trecutul, să stabilească ce evenimente aparțin prezentului și care trecutului, să le organizeze. Implicit, el le pune într-o cronologie, iar în predare, într-o etapă intermediară, este bine ca această organizare să se realizeze pe hârtie, astfel încât elevul să placeze evenimentele pe axa temporală și să aibă reprezentarea vizuală corectă a acestora. Evident, modul de organizare a informațiilor se află în strictă legătură cu tiparul textual. Comprehensiunea textului se realizează în funcție de tipul de text pe care îl citim. În acest sens, este bine să învățăm pe elevi să utilizeze organizatorii grafici și textuali. Pentru textul narrativ, se utilizează un organizator în care să se evidențieze succesiunea evenimentelor, modul în care acestea sunt generate unele din altele. Pentru structura textuală descriptivă, este bine ca elevul să-și organizeze informația utilizând aceste două tipuri de organizator textual. Întrucât scopul comunicării este altul decât în cel narrativ, modul în care descifrează textul este diferit. Însă trebuie să reținem că aceste două tipuri de organizatori sunt orientative, elevul putând recurge și la altele, cum ar fi hărțile mentale, diagramele și altele. Competența care vizează prezentarea unor răspunsuri personale, critice sau creative pe marginea unor texte diverse are în primul rând conținutul asociat, prezentarea răspunsului personal, creativ sau critic. Prezentarea răspunsului personal presupune identificarea impresiilor, a emoțiilor, experiențelor din text și corelarea, asocierea lor cu propriile experiențe, emoții și trăiri. Răspunsul critic, asociat gândirii critice, una dintre cele mai importante competențe în curriculum din țările din întreaga lume, se află în strânsă legătură cu răspunsul creativ sau gândirea creativă, păstrând analogia anterioară, întrucât ele stau la baza adaptării elevilor la modificările economice, sociale, de mediu din ce în ce mai frecvente în zilele noastre. Conduc in extenso, spre creativitatea, inovarea, adaptabilitatea, capacitățile antreprenoriale, motivația, încrederea și capacitatea de a le utiliza în contexte de variate. A gândi critic înseamnă, așadar, a interpreta, a analiza, evalua informațiile, a explica, a ordona, a observa secvențialitatea sau succesiunea etapelor, a compara, a interoga textul, a realiza inferențe și ipoteze, a valoriza și aprecia calitatea, a testa ipoteze și a generaliza. Transpus în domeniul lecturii, răspunsul critic cere interpretarea textului, argumentarea unor puncte de vedere cu privire la interpretările și semnificațiile acestuia, a interoga textul, a extrage semnificația globală, a evalua textul din perspectiva limbajului, a structurii, a scopului comunicării, a adecvării la situația de comunicare.
Înseamnă, de asemenea, a aplica concepte de teorie literară și a analiza modul în care acestea ajută la reliefarea viziunii despre lume a autorului. De asemenea, trebuie să fim atenți pentru că aplicarea conceptelor de teorie nu înseamnă realizarea acestora, aplicarea acestora în afara celor precizate în programă, în afara nivelului de înțelegere al elevilor. Ele nu trebuie să se realizeze forțat, ci doar dacă elevul stăpânește conceptul și îl aplică în mod conștient. Am văzut cu toții compuneri în care erau plasate inutil definiții, concepte de teorie literară cu o evidentă discrepanță și la nivelul stilului și al conținutului între redarea acestora și modul în care elevul își prezenta ulterior propria viziune sau își explica modul în care înțelege el textul. De fapt, acesta din urmă ar trebui să fie dezideratul nostru al profesorilor de limbă și literatura română. A-l determina pe elev să înțeleagă ce citește și să fie capabil să exprime ceea ce înțelege el. Și aici ne referim atât la comprehensiune cât și la interpretare. Ce presupune răspunsul critic? Scepticism, interogare, provocare și eliminarea prejudecăților. Nu presupune memorare, nici parafrazare, nici gândire comună și nici acceptarea facilă, tacită, a unui răspuns gata sau a unui răspuns dat. Întrebările, interogația textului, interogarea acestuia, vizează capacitatea cititorului de a utiliza strategiile de lectură, de a alege pe care sunt pe cele mai potrivite structurii textuale pe care o are în față, de a integra informațiile, de a le sintetiza, de a crea legături între informații și între texte. Răspunsurile la aceste întrebări se pot găsi în mai multe etape. Spre exemplu, în text, chiar acolo, sub forma unor idei, informații explicite. Ele sunt ușor de găsit și vizează comprehensiunea literală, identificarea personajelor, a acțiunilor acestora, a timpului, a modului de desfășurare a acțiunii. Întrebările și răspunsurile au aceeași formă sau au formă similară. Ulterior, informațiile, într-un nivel superior, se află în text. O altă etapă este gândește și caută. Informațiile se găsesc în text, dar răspunsurile se dau în urma analogiei, a inferării, a deducțiilor. Răspunsurile pot viza idei, informații care se regăsesc într-unul sau mai multe texte, mai multe locuri în text. O altă etapă este în mintea ta, autorul și tu. Informațiile nu se găsesc în text, sunt rezultatul conexiunilor pe care le face elevul între informațiile din text și informațiile pe care acesta le deține. Ulterior, se află întrebările care vizează informațiile regăsibile pe cont propriu. Răspunsul nu se găsește în text, ci în afara sa, nu este exprimat direct de autor, iar în această etapă, cititorul poate pune sub semnul întrebării aspectele din text. Își poate exprima opinii în acord sau în dezacord cu cele enunțate în text. Poate integra valorile în propriul său sistem de valori, poate realiza conexiuni cu alte zone ale științei, inter- și transdisciplinare, inter- și multiculturale. De-abia spre ultimele întrebări, elevul face trecerea spre răspunsul creativ, care presupune reorganizarea informațiilor, a ideilor, a cunoștințelor, pentru a crea un nou produs. Presupune aplicarea ideilor într-un nou context pentru a analiza, a observa situația într-o nouă perspectivă, dintr-un punct de vedere diferit. Nou. A căuta noi explicații pentru a crea noi legături, valorificând inclusiv intuiția elevului, background-ul său cultural. Punem accentul pe nou pentru că, de fapt, creativitatea presupune exact această informație cheie, noul. Produsele noi se pot materializa sub formă de reprezentări, organizatori grafici, investigații, produse digitale sau media, audio-video, reprezentări virtuale sau orice alt produs pe care îl poate realiza elevul. În acest sens, se pot crea pagini de revistă, articole, știri, pagini de Facebook ale personajelor, cu indicarea trăsăturilor lor, a statutului social, psihologic și moral, cu ceea ce le place sau nu le place personajelor.
Se pot crea afișe pentru un eveniment important din textul analizat. Se pot face book trailere, un filmuleț sau filmulețe de prezentare sau de interpretare a subiectului operei literare. Așadar, competența generală care vizează creativitatea și răspunsul critic presupune interogarea textului, descoperirea și organizarea informațiilor, generarea ideilor în diferite variante și aplicări diverse ale acestora, presupune de asemenea analiza, sinteza și evaluarea modului de gândire și a procedurilor, iar în cele din urmă, reflexii asupra gândirii și asupra procesului. Subliniem că este foarte importantă dezvoltarea metacogniției la elevi, astfel încât acesta să devină, spre finalul școlii, cititor independent. Competența de comparare a diferitelor puncte de vedere exprimate pe marginea unor texte diverse și cea de comparare a cel puțin două texte sub aspectul temei, al ideilor și al structurii, au drept conținut asociat compararea a două sau mai multe texte sub aspectul conținutului și al structurii. Structura textuală este cea comparativă, asociată și care presupune etape anterioare precum identificarea informațiilor, a temei, a ideilor, a structurii, a punctelor de vedere. Înseamnă apoi a stabili asemănări și deosebiri între acestea care pot fi asemănări și deosebiri care pot fi precizate sau enumerate, detaliate, ori prezentate. Este foarte bine să accentuăm la clasă importanța citirii și a înțelegerii cerințelor, întrucât ele indică nivelul de complexitate al răspunsului, cât de lung trebuie să fie, cât de dificil. De pildă, verbe ca precizează, notează, numește, menționează presupun un răspuns scurt, elevul nefiind nevoit să explice sau să exemplifice răspunsul dat, decât dacă acesta se cere explicit în cerință. Cum ar fi, numește tema exemplificând-o cu două secvențe sau cuvinte cheie din text. Alte verbe, precum prezintă, compară, explică, detaliază, interpretează, comentează, cer un răspuns elaborat, mai amplu, care include precizarea sau numirea aspectului cerut, dar și analiza, interpretarea acestuia și exemplificarea răspunsului în sensul adecvării la cerință. În modelul publicat în noiembrie 2020, exercițiile 7 și 9 vizează compararea a două texte sub aspectul conținutului, strict la exercițiul 7, sau al conținutului și al structurii la exercițiul 9. La acesta din urmă putem identifica și competența 4.3, aceea de asociere a experienței de viață sau de lectură. Este de evitat însă în acest context ca elevii să aleagă experiența culturală sau o experiență personală în afara semnificației textului, aceasta putând duce la situații sau la analogii hilare. În schimb, dacă aceasta se află în strictă concordanță cu semnificația globală a textului, cu tema acestuia, iar elevul poate asocia și poate motiva asocierea, aceasta poate fi o modalitate de a demonstra că deține competența dată. Miza însă cade pe experiența de lectură, întrucât cerința, în cazul analizat anterior, vizează expres corelarea cu aspecte dintr-un alt text literar. Atunci când elevul rezolvă sau se rezolvă cerința, se poate lovi de probleme precum cantonarea în anumite motive literare sau simboluri sau obiecte sau timp sau contextul în care se desfășoară acțiunea. Identificarea unor aspecte formale, superficiale, care nu denotă înțelegerea ambelor texte. De asemenea, neproductivă este și realizarea unor liste cu opere literare, ori memorarea unor idei generale pe care să le utilizeze apoi la texte care tratează tema dată. Ele pot fi, bineînțeles, orientative, însă limitează răspunsul și libertatea elevului de a face analogii cu o semnificație identificată, cu o situație similară dată dintr-un alt text sau cu un sentiment, cu o interpretare sau cu o emoție. Un exemplu de răspuns pentru cerința nouă ar putea fi: textul din Fram Ursul Polar are un personaj similar cu cel din textul Veronicăi de Niculescu, Cum e lumea, și anume ursul.
Ambele texte prezintă dorința personajului de a explora spațiul, de a fi liber. Fie că se află în spațiul circului, fie al grădinii zoologice, cei doi urși resimt acut îngrădirea și necesitatea de a părăsi spațiul închis al habitatului lor. Diferența majoră dintre cei doi este că Fram ajunge la Polul Nord pentru a-și găsi familia și pentru a reveni în mediul natural de viață, iar în textul ales de mine, puiul de urs pleacă din neglijența unui îngrijitor, dar și din curiozitate pentru a cunoaște o lume necunoscută lui până atunci. Un alt exemplu sau o altă analogie se poate face cu personajul Apolodor din cartea lui Gelunaum. Orice analogie pe care elevul o poate motiva este acceptată. Simpla precizare însă a personajului comun aduce doar jumătate din punctajul maxim. De cele mai multe ori, elevul menționează trăsătura comună, dar nu o detaliază. Rămâne doar la asemănarea dintre cele două texte și anume prezența ursului. Răspuns acceptabil, dar nu complet. Pentru primirea punctajului, răspunsul trebuie să cuprindă și prezentarea acestei trăsături. De asemenea, tot la răspuns parțial se încadrează și lipsa prezentării diferenței prin raportare la cele două texte. Precum, diferența constă în scopul pentru care cele două animale pleacă. Un astfel de răspuns primește jumătate din punctaj. Punctajul complet este acordat atunci când elevul ilustrează diferența așa cum apare în primul, respectiv în al doilea text. Un alt exemplu este cel publicat în iulie 2020, unde elevului îi se cere să compare sau să prezinte relația dintre două tipuri de texte. Se au în vedere mai multe etape pe care le găsim defalcate în barem, nu pentru că acestea nu ar presupune o corespondență fidelă între cerință și schema de notare, ci pentru că rezolvarea nu se poate face decât urmând pașii detaliați în barem, care sunt inerenți rezolvării. De fapt, se au în vedere procesele cognitive pe care elevul le realizează pentru a rezolva sarcina. Itemul vizează două tipuri de texte. Unul multimodal, discontinu, mixt, altul non-literar, continu. Cu textul multimodal, elevii sunt familiarizați din ciclul primar, de la clasele a treia și a patra, și anume afișul. Ori, din clasa a cincea. Relația imagine-text fiind esențială în descifrarea acestui tip de text. Totodată, textul non-literar, explicativ, este receptat, chiar dacă aplicativ, începând tot din clasa 5-a. Rezolvarea cerinței presupune următoarele procese cognitive. Reamintirea specificului fiecărui tip de text. Altfel spus, elevul trebuie să răspundă la întrebările. Ce fel de texte sunt? Ce presupune fiecare text? Prin ce se diferențiază acestea? Apoi, elevul identifică ideile principale din fiecare text, pe care apoi le analizează din perspectiva limbajului, atât a celui iconic cât și a celui lingvistic, specific fiecărui tip de text. Ulterior, el stabilește asemănările și deosebirile dintre cele două texte, stabilește relația dintre ele și, în final, prezintă demersul cognitiv sub forma unui tipar explicativ de structurarea ideilor. Altfel spus, elevul răspunde la întrebarea cum am ajuns la această concluzie. De ce zic asta? Bineînțeles că toate aceste etape sunt realizate de elev în mintea sa, într-un mod conștient sau mai puțin conștient. Nu trebuie redactate, nu trebuie notate pe hârtie. În elaborarea răspunsului, elevul poate face referire la oricare dintre variantele următoare. Se poate referi la structura textului și a imaginii, la enumerarea autorilor, lista pasiunilor unor personalități, prezentarea simbolurilor și a informațiilor explicite, sau poate face referire la elementele de conținut, tema, relația cu titlul, ideile, apoi prezintă asemănările și deosebirile dintre imagine și text, spre cum transmiterea aceluiași mesaj prin coduri diferite sau imaginea esențializează informația, atrage atenția cititorului, impresionează receptorul prin culoare, grafică, facilitează obținerea de informații, completează enumerația din text și altele.
În imagine se regăsesc nume de personalități. În text se precizează profesia unora, precum scriitori sau pictori. Sau se pot face referire la elementele de detaliu, precum simbolurile sau exemplele de pasiuni. Important este că elevul trebuie să facă referire și la conținut, adică ce anume se transmite, și la formă și structură, cum se transmite, pentru că ele țin de specificul fiecărui text. Nu putem analiza un text multimodal dacă nu facem referire la ideile transmise prin cuvinte și la cele transmise prin imagine. În perioada de formare a competenței, în care evaluarea are un rol formativ, în clasă, în învățare, itemul poate prezenta și reperele, putem veni în sprijinul elevilor prezentându-le aspectele la care el trebuie să facă referire în elaborarea răspunsului. Tocmai pentru a sprijini elevul în însușirea noțiunilor de text multimodal, pentru a evidenția relația dintre imagine și text, pentru a-l ajuta să decodifice informația lingvistică și iconică. Odată formată competența, în cadrul unei evaluări de tip sumativ, precum este și evaluarea națională, elevului nu îi se mai oferă reperele, nu mai trebuie să îi se ofere, întrucât acestea scad nivelul de complexitate al itemului, reducându-l de la competența de comparare, în care elevul trebuie să integreze cunoștințele, fie ele ideatice sau procedurale, pentru a rezolva sarcina, de la o competență, o reduce de la o competență de comparare, așadar, la o competență de identificare a informațiilor prezentate explicit în text și în cerință, cel mult o reduce la o competență de corelare a ideilor. Deci, competența 1-2, analizată și anterior, evaluată și în cadrul altor itemi, anteriori celui exemplului analizat. În acest sens, de fapt, analizăm o altă competență. În ceea ce presupune competența de evaluare a informațiilor și a intențiilor de comunicare din texte literare, non-literare, continue, discontinue și multimodale, conținutul asociat acesteia vizează reflecții asupra limbajului și a structurii textelor de tip epic, liric și dramatic. Ce înseamnă a evalua din perspectiva competențelor? A judeca, a interoga calitatea unei idei, a unui obiect, ori a unei persoane. În termenul lui Bloom, evaluarea este definită ca exprimare a unei judecăți, cu privire la valoarea, într-un anumit scop, a ideii, lucrării, soluției, metodei sau materialelor identificate sau prezentate. Aceasta, evaluarea, implică utilizarea de criterii, precum și de standarde, pentru ca evaluarea măsurării în care datele sunt exacte, eficiente, economic sau satisfăcător. Judecățile pot fi cantitative, fie calitative, și criteriile pot fi cele stabilite de elev sau cele care îi sunt date. Uneori, evaluarea se confundă cu răspunsul critic, alteori este diferită. Elevul poate evalua un text dat, dar de asemenea își poate evalua și propriul text. În ambele ipostaze este nevoie de respectarea unor etape care vizează metacogniția, în primul rând, la ce se gândește, cum gândește acest aspect, la scopul, obiectivele vizate, motivația, cu ce scop utilizează sau cu ce scop utilizez aceste informații, care sunt obiectivele pentru utilizarea acestor informații, ce doresc să obțin și în ce se vor transforma când voi termina. Apoi, inițializez procesul. Sunt informații care par confuze sau greșite? Le analizez. Le trec printr-un filtru critic. Apoi, deliberez. Cum pot organiza informațiile? Care este strategia mea de lucru? Și aici este bine ca elevul să fie învățat să furnizeze unul sau mai multe operații concrete. În cele din urmă, decizia. Deci, acum când am imaginea de ansamblu, ce părere am despre aceste informații? Ce voi face în continuare? Este dificil? Este capabil elevul să facă astfel de raționamente? Să ne imaginăm următoarea situație. Părinții îi dau lui Ionică 100 de lei. Se bucură pentru că în sfârșit își poate cumpăra telefonul dorit. Mai strânsese bani, dar nu erau suficienți. În săptămâna respectivă însă, prietenii se hotărăsc să facă o excursie de o zi la un parc de aventuri din apropiere.
Ionica al nostru, se află într-o dilemă. Să își cumpere telefonul mult dorit sau să meargă în excursie cu prietenii. Alți bani nu va mai primi săptămâna aceasta. Ce face? Să luăm pe rând etapele evaluării. Metacogniția. Se gândește la ce are de făcut. O alegere. Cum gândește acest aspect? Ulterior, își stabilește scopul, obiectivele, ce îl motivează. Se gândește ce se va întâmpla cu el dacă alege telefonul sau prietenii. Strânge bani de mult timp cu prietenii, însă se întâlnește des, îi ajută, comunică, este alături de ei, este un prieten responsabil. Care sunt obiectivele mele pentru săptămâna aceasta, își va spune Ionică. Ce vreau mai mult? Apoi începe procesul. Sunt informații care par confuze sau greșite? Își pune întrebări, caută informații despre cele două. Este telefonul în stoc? Este culoarea dorită? Parcul de distracție este deschis? Sunt informații confuze? Prietenii s-au decis sau au inițiat un plan care ar putea fi amânat pe săptămâna viitoare? Prognoza meteo este favorabilă? Și așa mai departe. Ulterior, deliberează. Cum pot organiza? Care este strategia mea de lucru? Ionică analizează situația și își organizează informațiile, cu puncte forte și minusuri. Este organizat, trebuie să reținem Ionica al nostru și le mai pune și pe hârtie. În cele din urmă ia decizia, își spune. Deci, acum când am imaginea de ansamblu, ce părere am despre aceste informații? Ce voi face în continuare? În final, trage linia. Care taler al balanței atârnă mai greu? Care are mai multe avantaje? Care este mai posibil să se întâmple? Deci, Ionică a evaluat situația cu care s-a confruntat. Foarte ușor, tiparul poate fi transpus într-un proiect în care, pe baza unor texte selectate de profesori cu grade valorice și calitative diferite, eventual poate cuprinde un text cu informații moderat, una, două informații greșite, dar relatate corect în alte două texte, astfel încât elevul să poată distinge valoarea de adevăr odată cu înțelegerea textului și să își prezinte etapele, să și le sistematizeze, să le conștientizeze. Care sunt informațiile alese? Pe ce criterii le-a ales? De ce le-a ales pe unele și nu pe altele? Ce informații confuze sau eronate a identificat? Cum anume le-a identificat? Cum a organizat informațiile, care dintre cele două, trei texte i-au fost mai utile, care nu i-au fost și de ce. Reținem așadar că evaluarea informațiilor sau a scopului de comunicare implică mai multe etape, implică mai multe procese pe care elevul trebuie să le realizeze întrucât altfel el nu ar putea ajunge la evaluarea informației. Competența de argumentare a punctelor de vedere, pe marginea două sau mai multe texte de diverse tipuri, având în vedere posibilitatea unor interpretări multiple, are drept conținut asociat argumentarea punctelor de vedere pe marginea textelor citite. În ceea ce privește argumentarea, tradiția școlii românești distinge între justificare, motivare și argumentare. Din perspectiva cognitivă, însă, ele sunt similare. Urmează aceiași pași. Cred că, în fapt, diferența este în aplicarea repetată a unui tipar de argumentare sau de motivare, referindu-ne aici la diferența dintre a motiva și a argumenta. Care este diferența, totuși, între demonstrare și argumentare? Pentru că aceasta, demonstrația, este totuși diferită. Cum se întâmpla în cerințele în care elevului îi se cerea să demonstreze apartenența la un gen sau la o specie literară. Similar demonstrării teoremelor din matematică, punctul de plecare este un dat, un lucru cunoscut de toți, care nu poate fi contrazis. De aceea, elevul trebuie să respecte algoritmul unei demonstrații. De cele mai multe ori însă, acesta aplică elevul mecanic șabloanele date, fără a înțelege măcar nici despre ce este vorba în textul dat. Nu același lucru se întâmplă însă în programa școlară în vigoare, respectiv în programa de evaluare. Începând din clasa a 5-a, elevul, conform programei, ar trebui să fie capabil să își susțină opinia, un punct de vedere asupra unui aspect, a unui mesaj, a unei semnificații sau asupra unui eveniment.
Poate porni de la aspecte simple, familiare lui, precum ce film vrei să vizionezi, de ce l-ai ales pe acesta. Răspunsul constă într-un demers argumentativ simplu care are la bază enunțarea opțiunii, am ales filmul acesta și justificarea ei, pentru că, deoarece. A nu se confunda însă cu demersul explicativ care poate utiliza aceiași conectori. Structura textuală explicativă presupune, așa cum precizează Florentina Sămihăiar, un text utilizat cu scopul, care are intenția de comunicare, deci de a face pe cineva să înțeleagă ceva. Raportându-ne la tiparul lui Jean-Michel Adam, observăm următoarele etape, întrebări directoare, în demersul explicativ. Precizarea temei, răspunsul la întrebarea de ce, prezentarea concluziei sau răspunsul la întrebarea cum, așadar astfel. Revenind la exercițiul anterior, printr-o cerință care îi solicită elevului să demonstreze apartenența la gen sau la specie, elevul realiza de fapt un demers explicativ. Făcea pe cineva să înțeleagă de ce textul dat este baz sau fabulă sau orice altceva. Deci, nu era un tipar argumentativ. Pentru că acesta presupune a convinge pe cineva că opțiunea, ipoteza, este corectă, chiar dacă poate inițial nu era de acord cu ea. Așa cum precizează Alina Panfil, în structuri didactice deschise, discursul argumentativ se structurează în jurul întrebărilor. Cine argumentează, astfel încât elevul să aleagă din ce perspectivă face prezentarea, individuală, de grup, impersonală sau subiectivă? Ce argumentează, și anume care este tema discuției, pe cine dorește să convingă, cui mă adresez de fapt, cui se opune și de ce? Trebuie să subliniem că utilizarea conectorilor este esențială. Ordonează gândirea, clarifică ideile și punctele de vedere. Vă aduceți aminte că în ultima perioadă au apărut în mediul online tot felul de filmulețe prin care se sparg mituri. Vom încerca să facem și noi acest lucru în secundele următoare. Similar, un text argumentativ nu presupune prezența obligatorie a conectorilor în primul rând, în al doilea rând. Nu este greșită, bineînțeles, dar nu este nici singura posibilă. Iarăși, un text care nu are în primul rând sau în al doilea rând, dar are alți conectori specifici argumentației, și aici ne referim la cei specifici pentru a ilustra un tip de relație, de analogie sau de opoziție, de cauzalitate ori de consecință. Deci, un text care nu are conectorii dați, dar are alți conectori, nu înseamnă că nu este argumentativ. Utilizarea lor este permisă, dar nu trebuie absolutizată utilizarea doar a unei perechi de conectori. În final, este nevoie să recapitulăm datele importante pe care le presupune modelul dezvoltării personale. Îl vom ilustra pe cel prezentat de Alina Panfil. În modelul dezvoltării personale, o precondiție a receptării substanțiale a textului literar le presupune plăcerea lecturii. Elevul trebuie să devină conștient de efectele emoționale și cognitive pe care le are textul asupra sa. Trebuie să pună accent pe capacitatea de a înțelege și de a interpreta un text literar. Iar prin interpretare înțelegem semnificațiile globale, interpretarea raportului existent între lumea reprezentată în text și lumea cititorului. Modelul apare la începutul secolului și este specific începutului de secol 21. Vizează literatura ca discurs despre natură și despre condiția umană, ca formă de extindere a cunoașterii. Metoda dominantă este metoda activă, centrată pe elevi, iar teoriile înscriu textul în orizontul cititorului. Vă mulțumesc așadar pentru atenție și ne revedem în cadrul webinarului următor, când vom analiza competența de redactare.